Domnul Ţuţea, vă propun să începem de la vorbele pe care Cioran le-a scris despre dumneavoastră. Nu, vreau să încep cu declarația mea. Că o să vă placă, vă știți. Pentru că... Ia citește-o. Citește-o. Deci este vorba despre o declarație a domnului Petre Ţuţea, comunicată domnului Gabriel Liceanu, de Alexandru Prahovara. Este dorința autorului. În privința mea și a lui Emil Cioran, nu poate fi vorba de interviu, fiindcă în interviu nu se poate medita. De aceea fac următoarea declarație. În vederea întâlnirii cu dumneavoastră, am fost neliniștit metafizic în următoarele forme. 1. M-am gândit la cei trei termeni metodologici ai cercetătorului modern. Observația, experimentul și raționamentul. Neliniștea gnoseologică, produsă de acești termeni, a fost determinată de lipsa experimentului, pentru că n-am lucrat niciodată într-un laborator, eu folosind ca și cei vechi doar observația și raționamentul, la care mai pot adăuga, în cazul meu, informația livrescă. Dar absența inspirației în ceea ce mă privește, precum și căutarea zeului pentru a înțelege înțelepciunea la Socrate, ne situează pe mine, ca și pe el, în poziția de căutători, care caută neaflând și știu neștiind adevărul. Aceasta este calea omului, opusă căii Domnului, cum ar spune Bosuet, calea omului trebuind să se retragă înaintea căii Domnului, care îmbracă două forme, inspirația, favoare divină, și revelația, acțiune directă a divinității, conform Traian Crișan, șeful secțiunii de beatificare de la Vatican, care invocă un teolog ortodox al cărui nume îmi scapă. Din punctul de vedere al acestui teolog, acceptat și de Crișan, Biblia este în întregime inspirată, de la facerea lui Moise până la Apocalips, dar nu este toată canonică, adică revelată, Biserica Ortodoxă fiind cea care decide canoanele obligatorii pentru credincioși. Mi-aduc aminte de afirmația lui Newton, care, întrebat cum a descoperit legea gravitației universale, a răspuns: am fost inspirat. Deci inspirația, nu căderea mărului, l-a dus la această lege. De altfel, omul singur se mișcă în mijlocul fenomenelor lumii interioare și exterioare, care tac legii. Așadar, citirea fenomenelor de omul presupus autonom este iluzorie. Tot Newton, când se întreabă ce este gravitația, răspunde: Dumnezeu. Afirmația este consemnată, cred, în lucrarea lui Principia Mathematica Naturalis Philosophiae. O altă formă a neliniștii mele metafizice este legată de legenda mea, căreia nu am reușit să-i dau conținut adecvat. De asemenea, o formă de neliniște o datorez supradimensionării mele făcută amical de Emil Cioran. Mă folosesc aici de o afirmație a lui în portretul pe care îl face lui Joseph Dumestre, care l-a lăudat atât de exagerat pe papă, încât santitatea sa s-a cutremurat, fiindcă există după Cioran și asasinat din entuziasm. Eu mă mișc dogmatic creștin în orizontul misterului, cum a spus Blaga despre om. În alt context, am afirmat că dogma este un mister revelat, la lamă. Misterul reprezintă singura formă eliberatoare din neliniștile mărginirii personale, înlănțuirii cosmice și comunitare și perspective infinitului și a morții. Libertatea trebuie gândită dogmatic, conform învățăturii creștine, care este religia libertății. Nu fac un paradox, câtă vreme libertatea este trăită aici, ritualic, în biserică, iar dincolo, pentru cei fericiți mântuiți, este eternă, fiindcă și în biserică și în lumea de dincolo domnește dogma. Robește-mă, Doamne, ca să mă simt liber. Imitatio Christi. În ceea ce îl privește pe Cioran, îmi permit să-l înfățișez în acești termeni. El se consideră sceptic de serviciu al unei lumi în declin și trăiește în conflict cu Sfântul Pavel și cu Absolutul Divin. În reeditarea lucrării lui pe culmile disperării, la editura Humanitas, se reproduce următorul text: oricât m-aș fi zbătut eu în această lume
și oricât m-aș fi separat de ea, distanța dintre mine și ea n-a făcut decât să mi-o facă mai accesibil. Deși nu pot găsi un sens în lume, un sens obiectiv și o finalitate transcendentă care să arate înspre ce evoluează lumea și la ce ajunge procesul universal, varietatea de forme a existenței a fost totuși în mine un prilej de veșnice încântări și tristeți. Acest text duce gândul spre cele două lumi, lumea vizibilă, trecătoare și cea invizibilă, eternă, ale Sfântului Pavel, criticat de Cioran. Invocată în această luare de poziție, transcendența definește sensul existenței lui Cioran în univers, cu sau fără voia lui. Textul citat mă îndreptățește să-l văd pe Emil Cioran, în amurgul existenței lui, împăcat cu sine, jocul celor două lumi paulinice ducându-l la mântuire, sensul existenței lui fiind determinat de absolutul divin, odată cu desprinderea de pesimismul și de neliniștile lumii de aici. Eu cred că marele meu prieten Emil Cioran va înlătura mântuitor și poziția față de Sfântul Apostol Pavel și neterminata ceartă cu divinitatea, subordonându-se absolutului divin. Mai am de adăugat ceva în legătură cu Cioran. Nu există intelectual care merită acest calificativ fără să trăiască neliniștile metafizice ale lui Cioran, numai că nu orice intelectual adevărat poate practica sinceritatea lui totală. De altfel, toată existența omului este un joc dialectic nesfârșit și folosesc aici termenul tocit de prea multă utilizare al dialecticii. Am o rugăminte față de Cioran, să nu mă mai supradimensionez, pentru că această exagerare, venind de la o personalitate ca a lui, îmi sădește în suflet sau intensifică în mine sentimentul dureros al neîmplinirii. Acest sentiment este fructul dintre eul concret și ideal. În rest, vă rog să mă întrebați și am să încerc să vă răspund în mod potrivit. Vă place? E super textul. E minunat. E minunat.